Sărbători fericite, dragi tovarăși, după cum vedeți și din titlu, astăzi vom testa dulciuri din Spania și mai am o sacoșă. O să fie un videoclip destul de lung, îl filmez cu telefonul pentru că se vede mai bine decât cu webcam-ul. Avem și un invitat special. Probabil că deja a trecut Crăciunul când vedeți voi videoclipul. Dați-vă un like aici pentru mini pantera mea. Bun, m-am făcut comod. Hai să vedem ce dulciuri am primit. Presupun că semințele nu se încadrează la capitolul dulciuri. Hai să începem cu... Știu că aveam ceva deja desfăcut aici. Da, astea erau deja desfăcute, că pe câteva le-am testat după mea, le-am gustat după mi-a venit cheful să mi-a venit ideea să fac videoclip. Începem cu haste, s-a rupt ambalajul aici. Cusitos, nu știu să citesc cu accent spaniol, mă scuzați. Și sunt practic niște batoane de ciocolată. Hai să-i facem unul să vedem, se compară cu romul de la noi sau de fapt sunt napolitane, greșeala mea. Or fi ca Joie și nu ca Joie Jegosu. Ah, dar ce-mi intră lumina asta în ochi. Bun, momentan nimic interesant, ia să vedem cum e gustul. Aproximativ ca un Joie. Mai aveam ceva desfăcut pe aici. Punga asta pe care a rupt-o taică mi-o iurea. Avem aici niște trufe. Trufas. Scrie pe ambalaj. Nu stau să ridic că mie că poate dau pe jos. Hai să vedem cum sunt trufele astea. Mă rog, eu știu că sunt bune, dar să vedeți reacția pe cameră. Bune și astea. Am aici mai multe ciocolate pe care nu stau să le desfac pe fiecare în parte. Hai că am făcut și o rimbă. Mai ales că văd că sunt cam aceeași marcă. Dar am aici una deja desfăcută. Am una cu alune desfăcută. O testăm pe asta. Și o testăm pe aceasta cu alune, că nu vreau să le desfac pe toate în parte. Hai să vedem cum este. Dacă ar fi să o compar cu ciocolată de la noi, ar fi cam ca Poiana. Bine, nu știu dacă e brand românesc Poiana. Dar e bună, alunele sunt mari, nu sunt bucățele mici de alune. Chiar că sunt arahidele întregi sau alune de pământ, cum s-o chema. Dar e bună. Vom încerca acum Choco Caleta Biscuito, care la ambalaj seamănă exact cu Twix, dacă știți. Ați prins reclamele alea cu Twix-ul stâng și Twix-ul drept. Acum îmi pare rău de câte ambalaje desfac și să le bag la loc în frigider. Bun, din fericire sunt în bucățele mai mici așa, deci nu e o pungă în care sunt toate băgate grămadă. Ambalaje mai mici, Twix-urile știu că sunt cam așa de lungi, astea sunt mai scurte. Acum cine știe, eu știu că românii stau prost cu media pe lungime, dar asta e cu tot o altă statistică. Bine, nici Twix-ul nu-i românesc. Hai să vedem cum sunt aceste dulciuri. Pac! A? Arată destul de bine, ia să vedem. Mi se pare că are mai mult blat decât cremă, cum are Twix-ul. Gustul e semănător, dar parcă e inițial mai bun. Parcă e un pic mai bun decât Twix. Ciocolatele alea nu le mai desfac, că o să fie la fel, doar că unele cu Oreo, altele cu mai mult lapte, dar sunt cam aceeași marcă. N-are rost să le desfac pe toate. Nu de asta că mai am aici o pungă de desfăcut și o să dureze nițel. Aici avem una bucată cutie cu prăjiturele. Ia să o desfacem, pac. Bă, miroase al dracului de bine. Și o să luăm un biscuite.
Te-l vom lua pe acesta cu, presupun că granulele astea sunt de zahăr. Ia să vedem ce gustare. Bă, nu cred că e zahăr ăsta deasupra. Și nici sare. Dacă era să fie zahăr, era dulce, dragi. E altceva. Probabil că scrie pe undeva. Dedesubt aici. Cine dracu știe să citească în spaniolă? Da, nu e zahăr ce are deasupra, dar nici sare că nu e sărat. Nu dau seama ce e, dar e bun, asta contează. Că tot a trecut Crăciunul, încercăm și niște bomboane de pom, ambalajul rupt. Marca Senza se cheamă astea. Hai să luăm o bombonică, vedem cum e. Adică, cred că o putem încadra la categoria bomboană de pom. Merge legată să o pui în pomul de Crăciun. Ia să o gustăm cum e. O să fac supradoz de zahăr după videoclipul ăsta. Bine, mie îmi convine, mănânc dulciuri și doar postez asta. E prima dată când fac video care de gust dulciuri. Ar mea să fac mukbang-uri în care comand de 100 de lei de la McDonald's. Deci până acum arată ca o bomboană de aia, de o dai la ziua ta de naștere, rectific, nu mai e bomboană de pom, e bomboană de aia la cutie și o dai la colegi, că ți-ar meri să te naști în ziua aia. Hai să vedem cum e la gust. Băi, dracu de bună. Și cred că are arome diferite. Deci facem și una cu verde. Deci astea sunt bune, dragi. Și la culoare e mai închisă asta cu verde. Mă rog, scrie pe fiecare ambalaj în parte ce conține. Pe asta scrie, pe portocaliu scrie Amendoa. Nu știu ce o semna. Și nu cred nici că se vede. Oricum nu știu spaniolă, cine locuiește în Spania, că știu că avem mulți abonați de acolo, îmi ziceți voi mie. Hai să o testăm pe asta cu verde. Asta cu verde, iau alta că nu mai caut ambalajul ăla că l-am aruncat. Conține, bine că s-a înduit ambalajul aici. Negro Avela, ca să fie puțin rasist Bacuba. Deci asta scrie, Negro Avela. Nu știu ce înseamnă, n-am habar pic de spaniol în afară de escucha meni amor, nu știu altceva. A, și puta madre, bineînțeles. Hai să vedem și cum este asta cu negro. Uite, asta am vrut să vă arăt. Pe din afară e o ciocolată groasă. Mi-am lăsat urmele de dinți și pe dinăuntru e o cremă așa spumoasă, spumă de ciocolată ce-o fi. Deci, la final o să dau niște note să spun care au fost cele mai bune dulciuri, deci cele mai proste. Și mai avem. Niște bomboane mentolate. Asta le las la final, să-mi pută gura frumos. De fapt, da, de se cheamă Respiral, deasupra mai scrie Horse. Ah, Horse! Horse parcă sunt și la noi în țară. Lemon Menthol. Lemon Menthol, nu știu să-ți citesc cu accent latin, îmi pare rău. Dar mai avem. Avem aici Tita mai tubu de biscuiți, marca Rebuenas.
cum se reflectă lumina pe ei. Și spune că au 46% Recheio, nu știu ce înseamnă asta, îmi traduceți voi. Bun, să desfacem tubul de biscuiți. Ar trebui să aibă, hai că am găsit aici trucul ăsta, sfoara asta, sfoara, bucata asta de ambalaj și trebuie ruptă. Dăm jos capacul și scoatem primul biscuite. Când eram mic, nu-mi plăcea deloc să mănânc biscuitele în sine, doar crema. Îmi plăcea să dau limbi de mic, se pare. Hai să vedem cum e. N-am ajuns că la crema am rupt doar din biscuite, am mușcat doar din biscuite. E un biscuite ca oricare altul, ușor sărat parcă. Sau poate am COVID și nu mai știu cum e gustul de dulce. La cremă e bun. Ia să văd dacă ai putea să-l și desfac. Da, bine că se rupe. Testăm doar crema. Mă, față de biscuiții pe care iei din orice magazin, din orice marchie de la noi din țară, biscuitele se ne parcă un pic ușor sărat. Sau greșesc eu, ia să gust din ăsta rupt. E mai fărâmicios, e mai uscat și un pic mai sărat. Dar crema e mult mai bună și în combinația asta fatală. E chiar bun. Deci până acum sunt dulciuri asemănătoare cu cele din România, doar că sunt puțin mai bune. N-am ce zice pe ideea că vai că ale noastre sunt mai bune sau nu se compară. Nu, pur și simplu sunt un pic mai calitative, ca să zic așa. Nu știu cât costă în Spania dulciurile astea, dar hai să nu discutăm despre veniturile unui român și unui spaniol. Și cât e salariul acolo și prețurile, că o dăm în altă, o să mai dureți o oră clipul. Și mai am niște croasante, niște mini croasante din astea. Am mai mâncat mai de mult croasante tot așa. Sunt bune că astea au cremă ca lumea, nu s-au zgârcit cu crema. Dar hai să vedem dacă sunt tot din alea. Să scoatem de aici croasantul. Mă simt ca un francez. Da, au un miros specific, croasantele astea spaniole. Spanioleși, spanioloice, din Spania. Un pic așa mai uleios parcă miroase, sau am nasul fundat. Dar în momentul în care muști, stați că vă arăt acum. E ciocolată împrăștiată în tot. Nu ca la Seven Days sau la alte croasante, unde pur și simplu ciocolată e numai într-un colț și în rest gol. Ai ciocolată în tot croasantul. Da, nu e împrăștiată în pula de o zi că e distribuită uniform, cum trebuie. Asta îmi place mie la croasantele astea în Spania. Nu știu ce marcă sunt. Știi. Știți cum e, aveți rude plecate în țară și vă trimiteți mereu prin poștă chestii. Eu de la țară le trimit ceva, îi trimit dulciuri și tot așa. Hai să vedem dacă sunt bune cum mi-amintesc eu. Foarte bune. Deci, astea sunt extraordinare în comparație cu Seven Days-ul. Și crema e mai bună și blatul e mai bun. Și să încheiem cu bomboanele astea mentolate de la Halls, Respiral Lemon Mentol. Halls știu că sunt în România, dar sunt tuburi de alea scurte. Candește mirosul de lămâie în pungă. Hai să vă arăt și ambalajul ăsta micuț. Opa, așa, sper că, stai că aici trebuie să fie, sper că se focusează. Cred că am dat eu lumina prea tare totuși la aia înainte. Hai să vedem cum este această bombonică. Deci ambalajul l-ați văzut și bomboana este așa. Până acum arată exact ca oricare altă bomboană de pe meleagurile noastre. Nu prea are miros așa puternic. Sau, ba da, miroase, dar am eu nasul fund dacă răcit. Hai să vedem cum e la gust, e cam lipicioasă. Din prima secundă în care mi-a atins limba a început să se simtă mentolul din ea. Deci în timp ce vorbesc,
simt că-mi iese, că mi s-a schimbat duhoarea respirației mele. Deci sunt chiar bune. Nu mă mai spăl pe dinți, îmi iau câte o bomboană de-asta și gata. Deci, dacă aveți acces la bomboane de-astea, stați prin Spania, Portugalia, zona aia, nu vă mai luați gumă înainte de întâlnire. Vă luați o bomboană de-asta, că miroase biștorul de tot. Deci, simt că-mi iese așa și pe nări, când expir, miros de ăsta plăcut. Dacă mă apuc acum să citesc ingredientele, sigur o să invoc probabil niște demoni. Că nu știu, n-am pic de treabă cu spaniola. Grasas, de las coale, saturadas, deci cred că astea-s grăsimi saturate. Hidratados de carbono, de lucoale, azucares, deci deja cred că se învârte... Ziceți voi în spaniol, se învârte acum un mormânt săracu. Da, deci cam asta ar fi cu dulciurile din Spania, care au venit cât am fost eu plecat. Și pe câteva le-am încercat înainte să filmez, după mi-am dat seama, stai dracu că pot să fac un video. Deci, cam ăsta ar fi videoclipul. Am mai multe ciocolate, dar nu le desfac, că sunt aceeași barcă și... lungesc prea mult videoclipul. Dacă o să am drumuri prin afara țării sau am ocazia să mai primesc din astea, din afară, o să mai încerc. Sper să treacă și mie răceala asta. Mă apuc acum de editat. Dacă vreți să vedeți videoclipurile înaintea celorlalți, deoarece acest videoclip a fost exclusivitate pentru membri, trebuie doar să deveniți membri. Le mulțumesc membrilor de lângă mine. Lăsați și voi de o ciocolată de aia bună sau de un biscuit, de ce vreți voi. Apăsați pe clopoțel să vedeți dracului când postez, că notificările nici că se trimit. Follow pe Instagram și peste tot. Link-uri în descriere. Ne vom auzi data viitoare și lăsați-mi niște sugestii de videoclipuri să fac în viitor și care vi se par vouă dulciurile mai mișto de aici sau mai degrabă cine e din Spania sau a fost acolo și a testat unele dulciuri de aici, să-și lase cu părerea. Pe data viitoare, ciao les!